Astăzi la ora de cripto. Haideți să vedem cum arată piața cripto în această zi de luni și ieri vă povesteam despre un tipar pe care Bitcoin la a spart deja și pare că vom merge spre 86.000 de dolari dacă se mai întâmplă un singur lucru. Și o să vorbim despre aceste lucruri și despre anumite altcoin-uri și Ethereum face un lucru foarte interesant. Ethereum pare că și-a găsit un bottom în paritate cu Bitcoin, un lucru foarte interesant și pare că piața va merge foarte bine după acest halving și altcoin -le vor urca și o să ne uităm și pe Ethereum, bineînțeles, și pe câteva altcoin -uri. Hai să dăm drumul și sper că aveți o zi faină! Și înainte să mergem mai departe, dacă vrei să tranzacționezi și nu știi pe ce platformă uh, poți face trading, îți recomand platforma Prime XBT, care merge și în multe țări unde Binance și Bybit nu merg. Uh, și au niște fiuri foarte, foarte mici, 0.01 și 0.02. Și la prima depunere, uh, după ce îți faci cont, vei primi 20% bani pe care poți transacționa pe future și poți transacționa atât cripto, mărfuri, cât și indici bursier și bineînțeles au și o aplicație uh, mobilă. Găsești linkul în descrierea videoclipului. Cât de bine arată ecranul, Bitcoin la aproape 72.000 de dolari, Ethereum trece de 3.600 și puteți vedea un lucru foarte interesant, Ethereum cu plus 3, Ethereum cu plus 7 aproape și altcinele sunt din nou pe verde și începutul de săptămână este un început uh, promițător. Toată piața cripto a urcat și am atins chiar și 2,63 de trilioane de dolari și vă spuneam că atunci când o sparge acest triunghi simetric Targetul ar ar trebui să fie 3 trilioane, care este vârful din bulul precedent. Și haideți să mergem pe Bitcoin și vă vorbeam de Bitcoin în ultimele video că formează acest triunghi simetric. Un triunghi simetric într-un uptrend, bineînțeles știți deja că are mai multe șanse să fie spart în sus decât să fie spart în jos. Asta ne spune analiza tehnică, dar noi niciodată nu trebuie să ne lăm uh, cu exactitate după analiza tehnică, trebuie să așteptăm. Și în aceste momente Bitcoin face un breakout și face breakout-ul cam lunia și nu-l face sâmbătă sau duminică. Aici este un mare, mare plus. Însă, tot timpul când vedem ieșiri din aceste tipare, fie că sunt în partea superioară sau în partea inferioară, Trebuie să așteptăm să vedem ce se întâmplă la Rites, da? Adică dacă merge în sus, sunt șanse foarte mari uh, ca de aici să vină la Rites, să testeze pe time mai mici, pe 4 ore sau pe o oră, să vină să le testeze și deci să vedem ce se întâmplă. Dacă de aici găsește un suport, câteva lumini roșii și după aceea câteva verzi și înseamnă că și-a găsit un suport și face un bounce. Dacă prețul revine aici pe o oră sau pe 4 ore și merge în sus. Asta ar fi un scenariu foarte bullish și zona cea mai importantă de urmă este exact zona în care suntem aici. 71.000, zona de 71.000, 71.500 a fost o zonă foarte importantă. Aici am stat multe zile, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, din ultimele 8 zile am stat vreo 6 zile am stat în zona asta. Dacă aș vedea astăzi închiderea peste aproape 8 ore, peste 7 ore și 58 de ore, peste 71.500, 71.700, peste, atunci aș fi bullish, da? Ar trebui să trecem de zona asta, să fim și mai bullish și de aici nu ne mai oprește nimic, ca și suntem la vreo 3% de a face un nou all time high. Dacă Bitcoin închide astăzi peste 71.500, 71.600, mâine ne putem trezi cu noi all time high -uri. Și după ce mă trece de all time high de 73.700 de dolari pe Binance, următorul prag ar trebui să fie 82.000 de dolari. Iar mai apoi targetul final din acest triunghi simetric este undeva la 86.000 de dolari. Da? Noi trebuie să fim pregătiți pentru orice scenariu. Însă, dacă Bitcoin nu reușește să meargă peste, dacă cumva își ia un drop și închide pe 4 ore și pe daily din nou în interiorul acestui tipar, dacă merge în sus și poate pe de seară sau mâine dimineață este din nou sub 70.000 de dolari sau în jur valorii de 70.000 de dolari, înseamnă că nu are putere să meargă în partea de sus din acest triunghi simetric, ar intra din nou în tipar și este un prim semnal foarte bearish. Dacă se întâmplă asta, Bitcoin ar trebui să meargă până la suport și de obicei este spar și suportul foarte repede. Da? Aici, aici aș vrea să deschid o poziție de short dacă se întâmplă asta. Și vă spuneam că deschid o poziție de long când am mers în sus și împreună și pe Patreon am deschis o poziție de long pe Bitcoin. Însă o să vedem și în următoarele ore până se va închide bursa cum va evolua Bitcoin. Da? Arată foarte bine în aceste momente. Vedem dacă are susținere și o să mai plusez pe acest long dacă trece și de această zonă. Și puteți face și voi acest lucru pe PrimeXBT, pe Bybit sau pe Binance, aveți toate linkurile în descrierea videoclipului și oricare dintre exchange sunt foarte bune. Dacă am asta, văd eu pe Bitcoin și să nu uităm că mai rămân vreo 10-11 zile până la Bitcoin halving și de obicei înainte de halving vedem un dump, ceea ce am și văzut deja, și după halving de obicei avem creșteri. Însă mergem mai departe pe Ethereum care arată foarte bine în acest moment. Dacă merge pe ETHBTC, ETHBTC, așa arată ETHBTC în acest moment, hai să mă duc și pe weekly. Vă spuneam de acest probabil triplu bottom. Odată am fost aici în iunie 2022. Mai departe, în ianuarie 2024 am mai testat o dată și în acest moment încă o dată am testat, da? Și eu cred că sunt șanse foarte mari că acest 0.0 0.048 să fi fost bată ul și de aici Ethereum să înceapă să meargă în sus foarte bine și toată lumina să meargă pe Ethereum și pe alt. Da, vă spuneam că asta se întâmplă de regulă cu Ethereum în paritate cu Bitcoin. Înainte de halving pune bottom pentru acel ciclu. Puteți vedea ce s-a întâmplat aici, aici, în aproape double bottom și de aici ETH, BTC încet, încet a tot intrat într-un uptrend iar mai apoi după ce Bitcoin a și urcat mult, Ethereum a devenit violent cred că același lucru se va întâmpla din nou și sunt absolut convins că în următoarele 50 zile, la cum se apropie halvingul, o să vină tot felul de știri foarte bullish despre Ethereum. Că nu știu ce companie se așteaptă ca spotul pe ETF să fie aprobat până mai, că nu știu ce, că BlackRock, că nu știu ce. Și atunci Ethereum ar trebui să orice. Însă sunt foarte, foarte curios dacă se va aproba un spot ETF pe Ethereum până în mai și eu cred că se va întâmpla acest lucru, mulți nu prea cred că se va întâmpla, însă este la ul final până în mai. Să nu uităm că BlackRock a pierdut doar un singur spot ETF din vreo 700 și ceva câte au depus ei, da? În ianuarie am avut un spot ETF final pe Bitcoin și s-a aprobat și cred că același lucru se va întâmpla și cu Ethereum și atunci ETH BTC sunt șanse foarte mari să fi văzut bottom pentru acest ciclu și acum încet, încet Ethereum să tot urce. Și adevărată nebunie vă spuneam că va fi când va sparge acest tipar, când va sparge trendul care vine din all-time high din bunul precedent, și atunci alt și, și Ethereum, va merge, vor merge foarte bine în sus, da? Și pe timeframe-urile mai mici arată foarte bine ETH BTC, dacă dăm un pic de zoom in, EMA Ribbon și volum, putem vedea că se tranzacționează peste EMA Ribbon pe 4 ore și cred că aș și dintr-un tipar dacă închid EMA ribbon și pun o rezistență aici, da, ETH BTC arată foarte bine și încă interesant că pe această urcare pe Bitcoin, Ethereum încă s-a menținut foarte bine. Dacă urcă și Bitcoin și urcă și Ethereum în comparație cu Bitcoin, atunci Ethereum pompează foarte, foarte bine. BTC punct de 54% și pe weekly am avut cea mai înaltă închidere pe dominanță cam din aprilie 2019. Ba nu, cam de pe aici. M-am dus prea în spate din aprilie 2021, știam că era cu ceva aprilie, din aprilie 2021, aproximativ de 3 ani, dominanța nu mai a fost atât de sus. Și putem vedea că dominanța nu arată sălucitor, dar am crezut că o să închidă un pic mai sus. A închis sus și poate mai vedem încă un uptrend pe dominanță, dar după ce vine halvingul, o să vedem dacă o să mai dureze câteva zile sau săptămâni, însă cred că dominanța o să meargă foarte bine în jos Odată ce ETH, BTC va pompa bine, atunci ne uităm și pe Ethereum și ne uităm și pe câteva altcoin-uri merge repede și pe WIF. WIF este uh, principalul meme coin din sectorul uh, de pe Solana, care cred că are cea mai mare comunitate. Uh, văd peste tot despre WIF, este acel câine cu fesul pe cap, da? și știu că poate unora nu vă place, nu vă plac memecoin însă sunt parte a jocului și trebuie să avem expunere și pe memecoin. Și atunci WIF este la 4,17 în acest momente și cred că WIF se îndreaptă din nou spre zona asta, da? Ce a făcut aici? A avut un nou time high, a avut o corecție, a spart corecția și când s-a dus peste această zonă, a pompat foarte bine. Când a trecut de zona asta, a pompat aproximativ 50%. La fel, WIF acum se pregătește din nou să meargă spre rezistență după o corecție de aproximativ 34%. După ce va merge un price discovery și după ce va ajunge la un nou all time high, targetul este primul target aproape 6 dolari, 9, 14, 10 dolari pe WIF. Arată foarte bine, sunt volume foarte mari și o comunitate puternică, o comunitate puternică pe Solana. Mergem mai departe, LDO, Lido, vă spuneam că după ce va urca Ethereum și după ce uh, va, vi, va veni în activa de, de Ethereum, va urca Ethereum, va urca tot ce ține Layer 2, tot ce simt de vor urca Lido, 3 dolari, îmi place Lido și este într-o zonă foarte importantă, este chiar aproape de all time high, a cochetat cu zona asta, a făcut un all time high pentru câteva zile, însă nu ar ieși din acest triunghi ascendent de când s-a listat pe Binance și când va ieși targetul va fi 3,90, 5,40, dolari, 10,43 pe termen scurt și mediu. Lido, țineți minte de Lido, este un proiect fantastic pe care l-am mai recomandat mult mai jos și ar trebui să performeze, performeze foarte bine în acest altcoin season. Mergem mai departe pe Near, La fel, 7.37 și Near se pregătește de un breakout, la fel ca și pe Bitcoin, pe Daily, formează acest triunghi simetric. Dar nu mai are rost să spun că are mai multe șanse să meargă în sus decât să meargă în jos. Și targeturile pe Near, pe termen scurt, ar, că ar trebui să fie următoarele. 9 dolari, 10, 13,87 și 1690 pe termen scurt și mediu. Ultimele două targeturi pe termen mediu, 9 și 10, ar trebui să fie atinse foarte devreme. EMA ribbon da, foarte interesant, a venit, a testat de aici are cale liberă să meargă și mai sus. Da? trebuie să așteptăm, dăm un zoom in pe 4 ore, 6 ore, să vedem cum se poziționează, volumul este în urcare, Nier arată fantastic și tot timpul vă și pe paritatea lor cu Bitcoin. Nier BTC, la fel, arată foarte bine, da, mergem pe daily, daily peste EMRI, bă dacă puneți o rezistență și un suport putem vedea că același ba mai mult cred că un bull flag se formează aici un bull flag este bullish, altfel ar trebui să fie spart în sus și atunci NEAR când va sparge rezistența și de aici în paritate cu Bitcoin va urca foarte bine, NEAR arată foarte bine. Și mai, mergem mai departe și pe STRK, pe Binance uh, 205 în acest momente și cam asta s-a întâmplat cu orice proiect de pe Binance Launchable și apropo proiectul uh, Saga de mâine uh, va începe cred că la ora 11, ora României, s-a decalat un pic cu uh, câteva ore mai devreme. La fel, un proiect care îmi place și cred că va urca bine în acest bull și este un layer 1 mare. Atenție, când lansează Binance un layer -unul, este un layer -unul fantastic. Sunt absolut curios cum va merge lansarea și dacă va urca după lansare, da. tot timpul după lansare vedem acest drop și mai apoi o urcare. Cam asta se întâmplă cu majoritatea proiectelor. Și în acest moment în că a avut același ran, s-a dus în 2 dolari, a avut o corecție până în 1.60 și mai apoi 2.70. Și în acest moment la fel, formează acest triunghi simetric. Aștepta să fac un breakout și apoi să vedem încotrose în îndreaptă. Da, sâtere cred că va merge foarte bine, Targetul pe termen scurt ar trebui să fie 2.10, 2.20, 2.30, 2.50, 2.70 și 3.30. La fel, mergeți pe 4 ore și așteptați mai întâi pe time frame-urile mici să iasă de acolo, da, pe daily, pe 4 ore, la fel. EMA 200, când trece de EMA 200 și stă peste 2.06, se va urca foarte bine și îmi place să târâcă pe termen scurt. Cam atât a fost pentru astăzi, pe data viitoare.